Gianni Ioan Simulea, cel care a incendiat mașina familiei Ile din Vulcani, a cerut să fie eliberat și a declarat în fața instanței că nu își amintește din ce cauză a dat foc mașinii. În plus, omul nu a fost de acord nici cu pedeapsa la care ar putea fi încadrat și a spus că nu își mai amintește nimic din acea zi în care a dat foc mașinii. Gheorghe Ile însă spune că nu e de acord ca acest om să fie eliberat și are impresia că omul îi ascunde ceva. Sunt implicate mai multe persoane, el și-a luat totul pe el însuși, nu vrea să spună niciun cuvânt, își recunoaște fapta, acceptă toate cele cerute și cred că nu va ieși din arest până la judecată. Mai mult, Ile susține că nici nu l-a cunoscut și că nu înțelege cum a ajuns la șantaj, cu atât mai mult cât sunt SMS-uri în care este amenințată familia. Vedeți că nu spune nimic, absolut nimic, nici nu a avut nicio legătură cu fiul meu, nici cu mine, nu l-am cunoscut. Niciodată nu a avut o discuție împreună, doar lui s-a năzărit să ceară banii. Din acest motiv i-am și solicitat daune morale, cât a solicitat el banii de la mine. Aceeași sumă am solicitat-o și eu, să vedem ce răspunde el la această sumă. Ar fi nimerit să fie judecat în libertate? Nu cred, pentru că avem amenințări cu moartea spre familia noastră și sigur era urmărită deja nora și nepoata. Atât Gheorghe Ile, cât și fiul său Alexandru au cerut despăgubiri morale și materiale. Astfel, Gheorghe Ile a cerut inculpatului 225.000 de lei, echivalentul celor 50.000 de euro ceruți de Simulea prin SMS. În plus, și fiul său Alexandru Ile a cerut 50.000 de lei ca daune morale și ca administrator al farmaciei Ile alte 36.130 de euro. Simulea este acuzat de distrugere calificată și șantaj după ce a trimis SMS-uri familiei Ile și a dat foc mașinii estimate la 75.000 de euro.